O să vă dau un ritual foarte simplu de recunoștință, un ritual care va ține 21 de zile. Ideea acestui ritual este acela de a te reprograma, de a-ți reprograma mintea pe ceva pozitiv. Și cea mai simplă tehnică de a vedea și lucruri bune din viața ta este aceasta a recunoștinței, și anume ca timp de 21 de zile, în fiecare seară când ajungi acasă, ar fi indicat să aprinzi o lumânare de culoare albă când faci acest lucru, să iei un pix și o hârtie sau un creion, deci clasicul pix și hârtie, nu pe telefon sau pe tabletă, și să scrii 20 de motive de bucurie pe care tu le-ai avut în decursul acelei zile. Că discutăm despre lucruri minore sau puerile, nu contează. Nu știu, că mi-a stat bine părul astăzi, că am primit un zâmbet de la nu știu cine, că mi-a ieșit foarte bine proiectul la școală. Orice chestie de asta cât mai micuță, efectiv scrieți-o pe foaie de hârtie, apoi reflectați puțin, 1-2 minute, la lucrurile pozitive pe care le aveți în fața voastră și veți vedea că starea vi s-a schimbat. Facem asta 21 de zile, tocmai pentru a umple atât de multe foi de hârtie, pentru ca mintea noastră, văzând din exterior toate binecuvântările, să schimbe vibrația, să vibreze mai mult spre pozitiv. E un exercițiu foarte simplu pe care îl puteți face cu toții.